Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să mai aruncăm o mică privire pe Reddit, pentru că de ce nu? Am văzut că vă plac videoclipurile de genul, sunt interesante, însă astăzi o să ne uităm peste, ia să vedem, apare puțin de tot aici, dar nu se înțelege, r/ înseamnă un subreddit, ca și cum ar fi un mic forum în care băieții postează poze la care te vei uita și vei spune asta va fi reacția ta. Desigur că aș vrea să fac efectul acela pe care îl face PewDiePie, știți când zice el și-și întoarce toată fața. M-am uitat pe YouTube să pot să-l fac, dar îmi trebuie Adobe After Effects și nu l-am și durează ceva până îl downloadez și așa și bătaie de cap, dar ca idee altă dată, băieți, deci până atunci doar vom face așa. Iar voi vă veți imagina că mi se întoarce fața cu totul, pentru cei care nu știu la ce efect mă refer, o să fie puțin cam ciudat. În fine, aici avem prima poză, ne uităm la cele mai populare of all time. 75.000 de, dar voi nu vedeți aici, mă rog, 75.000 de thumbs up-uri pe poza asta. Acum ne-am jucat și noi unul pe canal și mă gândesc că ar mai trebui să fac un videoclip. Ce știți de asta? Să-l iau pe... Poate ne strângem mai mulți, Ganicus, Sky, cu Bobo. Mamă, ar fi interesant să știu un Uno. Uno la mine aici și la țară se numește... Macau parcă se numește Uno. Cred că ăla era, mamă, nu m-am mai jucat cărțea. Deci cred că acum 10 ani sau 12, când nu erau telefoanele așa în vogă și când ne strângeam toți afară, efectiv n-aveam ce să facem și nu stătea nimeni pe telefon pentru că nu existau telefoanele așa avansate să stai să intri pe Facebook și Instagram, efectiv... Sunai de câteva apeluri și poate doamna dai niște jocuri de alea, dar nu era Google Play Store și toate nebunelile, în fine. Ne jucăm cărți. Cărți. Și după ce știi să ne jucăm cărți, ne jucăm cărți. Deci da. Este o carte în Uno pe care o folosești, este un mare meme, nu știu dacă îl știți. O folosești și întoarce rotația jucătorilor. Adică dacă, să zicem că rotația este cum sunt acele de ceasornic, când folosești cartea, se inversează ordinea jucătorilor. Știți că pui o carte și apoi este rândul următoarei persoane? Ei bine, cartea asta întoarce invers. Dacă următorul e la stânga mea, următorul va fi la dreapta mea, ca să înțelegeți. Și sunt tot felul de cărți în jocul acesta 1, dar este un meme cu cartea reverse, pentru că, de exemplu, cineva te înjură, iar tu îi arăți cartea asta reverse și, practic, jurătura se întoarce pe el și chestie trestie. Puteți să căutați pe Google 1 meme cu reverse. Hai să și mai departe, că am vorbit deja prea mult. Îl avem pe nenea ăsta aici cu mașina lui și are în remorcă un OZN și... Pentru că lucrurile nu puteau fi mai ciudate, la volan conduce tipul acesta. Ce naiba sunt ochelarii ăștia? Deci când am văzut poza, mi-a adus aminte de fetița aia care zicea un pumn în cap îți dau sau ceva de genul. Mai țineți minte? Va trebui să fac destul de multe tări pe, la montaj și aici cu filmările, pentru că multe poze de aici sunt super dubioase și care ar încărca regulile astea de pe YouTube. Deci nu vrem să arătăm nimic suspicios. Asta nu că e suspicios, dar mai tai din ele. Nu știu, mi se pare ciudat tipul, cu siguranță aș zice, dacă aș vedea așa ceva. Asta, nu știu dacă trebuie să vă explic ce este. Cred că ați văzut și voi pe internet, era să zic rața asta, găina când apeși pe pieptul ei, scoate un sunet de ăsta super ciudat. Și am văzut persoane care aveau un loc de robinet la baie, o rață de genul sau cine mai găină și când curgea apă din ea, făcea sunetul la non-stop. Aici e folosită, vedeți și voi, de cu mașina și în loc să-i lovească bara din față, începe astea să facă urât. De fapt, acum că stau să mă gândesc, e ca un senzor chestia asta. În loc de senzor, dai în față până când fac astea urât, că nu-i zgâri mașina omului. Asta e tare! Nu prea fac eu de Crăciun, era să zic, dovleci. Nu prea fac eu de Halloween dovleci, dar asta e o idee funny. E ca fața aia. Cum era, mă, liniuță, underline liniuță sau ceva de genul. Uite cum arată pe timp de noapte. Ce naiba. Tipul ăsta trebuie să recunosc, s-a poziționat bine. Nu știu cum și-a dat seama că insula din spate arată exact ca el. Dar da, asta este favorita mea, băieți. Trebuie să o recunoașteți, nu? Stai în autobuz sau ce e ăsta? Metrou? Și deodată apare Mona Lisa. O vezi și pe aia cum stă în viața de zi cu zi, în viața noastră modernă. Ar fi fost mai funny să fie și aici Mona Lisa pe copertă.
Arată interesant în viața reală, băieți. V-am mai zis eu că aveam un prieten care... sau ce avea covor de genul acesta, uriaș era. Și e un covor bunicel ăsta pentru copii, mai ales dacă ai mașinuțe, pentru că te plimbi cu mașina pe jos, uitați-vă câte străzi sunt, și este un întreg orășel, iar tipul ăsta se uită pe geam și vede covorul. Asta, clar, this is definitely me when driving, cum era meme-ul ăla. Da, ăsta aș fi și eu. Femeia asta o duce bine. Deci e la film, pare cam singură și prin primele rânduri. Cine mă stă în primul rând la film, băieți? Hai să fim serioși. Mă, popcornul e bun, nu zic nu. Însă dacă ați avea idee câte calorii are popcornul ăsta, cred că sunt lejer câteva mii de calorii în toată chestia asta. Adică vreo 5.000 de calorii. Are multe calorii popcorn, ok? Multe. Și să mai bei și suc pe lângă? Pentru mine, raiul ar fi să mănânc orice vreau, fără consecințe, fără să te îngrași și fără să mănânci nesănătos și să aibă impact asupra organismului tău. Ăla da, ăla e raiul pentru mine, clar. Ce naiba? Oh, ce tricou, doamne. Cămașă sau ce naiba e? Cu acel cod... De ce nu-mi vine în minte cum se numește? Am un lapsus, băieți. Cum se numește codul ăsta? QR, parcă? Ce ciudat e să ai lapsus, ți s-a întâmplat vreodată? Îi scanează, oare îi dă ceva? Nu cred că îi apare nimic. Dacă îi scanează. Ar fi, ok, ar fi altceva să ai tricoul ăsta și să l-ai făcut, nu știu, custom pentru tine și tot tricoul dacă îl scanezi sau mici părți din el, cum face tipul ăsta, să apară ceva ce vrei tu să te redirecționeze undeva. Asta da. Despre asta nu știu ce să zic, băieți. Cred că o persoană oarbă, în primul rând, n-ar trebui să conducă. În al doilea rând, cred că știți și voi ce este asta. Persoanele care nu pot vedea, persoanele oarbe, au cu degețelul, în funcție de câte puncte sunt, cred că este o semnificație, o literă, un limbaj, o chestie, ceva. Am mai văzut parcă la telecomandă că era treaba asta. Și ca să-ți dai seama, să-și dea persoana respectivă seama... ce și cum, dar din nou, persoană care nu vede, normal că nu trebuie să schimbe viteza, deci e făcută la troll. Ar fi ceva dacă ai putea să conduci fără să vezi. Bine, acum că mașinile vor începe să se conducă singure, nu mai contează. Nu vreau să fiu rasist, dar am crezut că asta e umbra pisicii, dar nu e. Interesant. Ce naiba e costumul ăsta? Wow. Place cum e făcut așa în stilul de benzi desenate, dar pe el arată foarte ciudat. I se potrivește, băieți, ce ziceți? Nu prea cred. Uuu, cu tovarășul la pescuit, ești nebun? Wow, ce tare! Ce a zis Ursache? Stai mă așa să tragem o poză. Cred că ursul a prins peștele, sincer să fiu. Îmi place cum stă așa cu mâna după... cu mâna pe umărul lui. Ce fericit eu am. Oamenii muncesc din greu, băieți, să știți. Așa se fac strugurii, nu cresc cum credeți voi, ci sau poate ăștia sunt refolosiți strugurii. Oh, înțeleg, deci odată ce îl mănânci, vine nenea asta, îl pompează și s-a făcut la loc. Iuzi! Ok, calmează-te. Inițial am crezut că are o husă transparentă, dar e o husă fix cu pielea lui, urechea și tot. Sau e o husă transparentă? Dar dacă e dacă e transparentă, n-are cum să treacă prin telefon, corect? Deci de ce ar fi husă transparentă? Ah, doamne, atâtea întrebări. Asta am mai văzut-o de mult timp. Bomboanele? Cred că ați mâncat și voi bomboane de genul. Și apoi, căpățâna tipului se aseamănă foarte bine cu bomboana. Dar știți glumele acelea când zic ăștia cu ce ai făcut poză cu un cartof? Cred că am găsit explicația. Uitați-vă la poza asta cât de oribilă e. Șterge lentila camerei, ce naiba. Arată groaznic. Aș zice războinic, dar nu are absolut niciun sens. Adevărații soldați și bunicul meu a luptat pe câmpul acesta de luptă din Minecraft. Cu gard pixelat. Era un comentariu pe nu știu ce naiba forum. Cineva care avea tot așa 20 ceva de ani și spunea că se simte dezamăgit sau foarte ciudat pentru simplul fapt că străbunicul lui, la vârsta pe care o are și el, la băiatul care păsta, era în război, iar el caută pe internet meme-uri și râde la ele.
Și să știți acum când stau să mă gândesc, s-au schimbat atât de mult lucrurile. Adică să te gândești că pe la vârsta mea oamenii deja erau trimiși în armată și în război, iar eu stau aici cu voi și ne uităm la poze cu Minecraft. Vremurile clar se schimbă. Uuu, băieți. Asta nu cred că o să o pricepeți, doar cei care au văzut Breaking Bad, parcă se numea serialul, nu? Vor înțelege. Los Polos era un... un magazin de fast food din serial, dar îl avem aici pe Barack Obama care face treabă. Și dacă vă întrebați ce naiba e asta, este ceva Crystal Meth sau cum naiba se numea. Foarte tare serialul Breaking Bad, vi-l recomand dacă nu l-ați văzut. Pare rău că fac miliarde de tăieturi pe videoclipul acesta. Avem aici, a dat eroare. Cred că ni s-a întâmplat cu toții să ne jucăm ceva, să fim fericiți. Iar apoi ecranul se face albastru și ne apare o față de-asta tristă cu ceva mesaje. Ei bine, asta li s-a întâmplat și lor, se pare. Asta e reacția mea, asta nu e o reacție. Nu e o reacție, what the hell? Ce mama naibii? Poți să fii mai negru de atât? Hashtag, e Rafael, e rasist? E ca în jocurile alea video în care o cameră întunecată, ești cu lanternă în mână, te apropii de cameră și efectiv nu... funcționează lanterna în camera respectivă, doar ca să te sperie să fie mai întuneric. Și de ce zâmbește fetița asta? Ca și cum ar ști că în spatele ei e o fantomă sau cabarnăcie asta. O persoană care a crescut în zmoală. Bunica mea mereu punea de astea, nici nu știu cum se numesc. Linoleu? Cred că se numește? Habar n-am. Dar e amuzant cum tipul din televizor se ferește așa peste, se fac pe lângă. Vladimir Putin, ha? Făcut într-un dovleac, presupun că e ăsta. Wow, e destul de creepy, băieți. Nu știu dacă mai țineți minte, acum, nu iarna trecută, acum două ierni, am fost în Finlanda și v-am prezentat eu acolo castelul acela pe care îl fac ei. De fapt, e mai mult un iglu gigantic sau o încăpere în care sculptează în gheață și în fiecare an e o tematică diferită. Era ceva de genul ăsta făcută în gheață, dar nu cu fața lui Putin, era cu un monstru ceva și în fața lui era un pat să dormi. Era, ar trebui să vă uitați la videoclip dacă nu l-ați văzut. Sunt destul de sigur că asta n-ar trebui să fie pe bune. De ce are tipul ăsta degetele? What? De ce are degetele la perfecție? Mamă, cu tot degetul mic are. Wow. E ca tipul ăla care vine pe ecran și zice wow și face cu ochiul, știți? Deci aparatul dentar și da. Apropo de aparat dentar, nu știu dacă voi purtați, dar am purtat și eu. Și dacă vă uitați la dințișorii mei, aici era o gaură uriașă. Așa că ar trebui să-mi pun aparatul dentar care n-a fost foarte distractiv, băieți. Dar asta este o altă poveste, pentru altcândva. Ei bine, dacă nu poți să-ți iei o plasmă, un televizor, o chestie, ceva... Da, presupun că merge și așa, băieți. Faci o gaură în perete, îl subți... Mi-aduc aminte când m-am jucat Sims 4. 4 era, nu ăsta ultimul. Și aveai abilitatea de a mări obiectele. Și îmi cumpărasem un televizor de genul și era super mic și l-am făcut extraordinar de mare cât tot peretele. Ceva de genul se întâmplă și aici. Și nu-i se mai vedea spatele, era așa ceva dubios. Adică, bă, televizor, da, cu spatele acesta, dar cum e atât de mare? N-am văzut în viața mea un televizor atât de uriaș. Poate pare prea mare în poză, dar n-am văzut niciodată un televizor atât de uriaș în viața reală, poate ați văzut voi. Presupun că poți să faci și asta dacă te chinui și dacă vrei. Iei sigla de la Mercedes și spui mâncare. Sau poți să iei o caserolă de plastic la un leu sau cât naiba costă. Fiecare cum poate. Murica boys, America, USA. E cam trist scaunul acesta, sincer să fiu. Dar sunt și persoane destul de obeze care... au fundul de 3 ori cât al nostru, aș putea să de 4 ori. Cât n-ai, cât trebuie să ai fundul ca să... Gen, wow. Deci noi încăpem pe un dăsta așa. Era o persoană foarte obez. Ok, nu mai comentăm. Mai comentăm, băieți, dar există și așa ceva, ca să știți. Îmi aduce aminte de pisica aia care zice Yamero, oprește-te sau ceva de genul. Unde n-ai mai capul pisicii, băieți? Ce mai e poza aia de cu pisica care plânge. De aia mi-a adus aminte. Da, pisica asta nu cred că e pisica în primul rând. Asta e clar. Prima dată m-am uitat confuz și nu înțelegeam ce naiba se întâmplă în poza asta. Dar se vede reflexia și tipul care face poza, vine un avion în spatele lui.
nu se știe cum a ajuns poza pe internet după aia, dacă un avion poate a intrat în clădirea lui sau poate doar zbura pe deasupra, ok? Nu l-a lovit avionul, doar a zburat pe deasupra, băi, toată lumea e fericită, altfel, adică tipul ăsta e în regulă, altfel n-ar mai fi apărut poza pe internet, corect? Am mai văzut asta, dar nu prea are sens poza respectivă. Pui un de ăsta de WC-ul, îl legi, dar cum l-ar ajuta? Are șapca lipită de cap? Pentru că altfel îți... Da? Îți fuge capul fără șapcă, ca să spunem așa, sau pălărie, că nu e șapcă. Cum se uită fata asta? Ce n-ai mă face tipul ăsta? Da, se pare că cineva are nevoie de transplant de dinți, nu de unul, dar de mai mulți. N-am mai văzut pachet de țigări. E imposibil să fie așa. E bun, i-au făcut dinții din țigări? Cred că a... era... Da, era zâmbetul normal, dar l-a decupat. Ca să pară normal. Mă miram eu să fi făcut așa. Să fi cumpărat așa pachetul. Facem poză la vulpe. Ce băi, vulpea să uite și ea. Ia mă, e și bine poza. O punem pe Instagram, pe un Facebook ceva. Și atent e nenea. Ăsta da băieți. Toaster de gaming. Wow, da. Îl faci negru, îi pui o siglă verde și luminițe verzi. Și ești good to go, boys. Sincer să fiu, la cum evoluează lucrurile, nu m-ar mira să văd deja Toaster de gaming. Arată bine, trebuie să recunoști. Arată bine. Dar de ce ai vrea așa ceva? Habar n-am, mai avea pâine să fie verde. Se pare că Steve din Minecraft e mult mai inteligent ca noi, băieți. Pentru că n-are nevoie de rachete și baze în spațiu. Sparge câteva stacuri de blocuri. S-a dus în sus, în ceruri, ajunge în alte galaxii. Are un efect ceva pe el, vedem. Și-a dat pusiune nebunul. Trebuia să-i scoată ținta. E cam ciudat pusă, făcută. Ținta asta trebuia să scoată de pe el. Dar, poate a fost pusă intenționat, probabil. Asta e un adevărat? Dacă astronautul este pe lună, atunci asta ce mai e? Sunt tare răbdător, îmi plac chestia asta cu spațiu și mă fascinează, să zic așa, în ultima, acum câteva zile și în ultima vreme am descoperit un canal care vorbește despre tot felul de treburi de genul acesta și cum au fost făcute piramidele și nebuneli cu mistere, că n-aveau ei tehnologia necesară să facă sute de piramide cu pietre uriașe tăiate la perfecție, în fine. Sunt nerăbdător, am auzit că în 2020 se plănuiește o plecare iarăși pe lună. Asta în condițiile în care nu a mai pășit un om pe lună, cel puțin teoretic, după cum ni s-a spus nouă, de foarte mult timp. Neil Armstrong parcă a fost pe lună, nu? Dar habar n-am când. Acum, cred că minim 30-40 de ani, ceva gen. Bă, poza asta ar putea fi un dar sunt confuz. Uite-te la câinele ăsta, nu arată rău. Ești da un like pe Instagram. Dar ce naiba se întâmplă aici? Ce naiba e neregulă cu Pikachu ăsta, băieți? E ca și câinele ăla, înalt. Da, cred că să ne oprim noi aici cu episodul acesta. Nu știu din nou cât de lung este, pentru că am filmat din multe, multe părți mici. Dar eu mă gândesc că e minim peste 12, 13, 14 minute. Nu vreau să fie nici videoclipurile prea scurte, că după aia nu vă plac și ziceți, bă, și aici episodul. La noi în România nu prea se aplică regula aia cu peste 10 minute și pui reclame la mijloc, pentru că, sincer să fiu, noi nu avem reclame extraordinar de bine plătite încât să facă diferență o reclamă în mijlocul videoclipului. Cum e în străinătate, știu că dacă mulți, știu că dacă zic că vreau să fac videoclip peste 10 minute, ziceți că pun reclama aia la mijloc și așa. Dar nu prea se aplică la noi, cel puțin din ce știu eu. Poate se aplică și habar n-am. În fine, nu mai contează. O să ne oprim aici cu episodul. Ideea este în felul următor. Dacă v-a plăcut episodașul, nu uitați să lăsați butonașul de like, să vă și susținere din partea voastră și să înțeleagă și YouTube-ul că v-a plăcut într-adevăr episodul și să mai facem în viitor. Putem să ne reîntoarcem la gif-uri satisfăcătoare, putem să vizităm alte subreddit-uri, puteți să-mi lăsați sugestii în comentarii. Ăsta cu mi se pare că mi l-a sugerat tot cineva la acum câteva episoade, deci sunt deschis la sugestiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!